Sădește Tu, Doamne, astăzi în mine sămânță de speranță și de nădejde, ca să pot trece peste toate încercările zilei, și dăruiește-mi bucuria primită de cei ce se roagă Ție. Arată-mi cât de mare este puterea Ta și cât de mult răsplătești Tu pe cei ce se încred în Tine. Prefă Tu, Doamne, toate suferințele mele în veselie, toate neîmplinirile în izbândă și toate greșelile în învățătură. Tată Ceresc, ascultă cuvântarea mea și ia aminte la cerința mea. Mărire și slavă Ție, Doamne, astăzi și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, știu că m-ai creat și că mi-ai dăruit viață întru voia Ta și întru bunătatea Ta. Știu că tot ce îți dorești pentru mine este ca eu să am o viață plină de bucurie, sens și izbândă în fața tuturor încercărilor. Te rog, ajută-mă și astăzi să împlinesc destinul pe care Tu l-ai plănuit pentru mine, într-o credință, curăție sufletească și gând limpede. Știu că pentru a îndeplini acest destin trebuie să mă încred cu totul în Tine și să urmez necontenit cuvântul Tău. Știu că pentru a simți bucuria pe care Tu o dăruiești, trebuie să am mintea luminată de rugăciune, faptele măsurate cu măsura înțelepciunii primite de la Tine și inima plină mereu de Duhul Tău cel Sfânt. De aceea, te rog, prea bunule Dumnezeu, fii mereu lângă mine și ajută-mă să găsesc liniște și bunăstare în toate aspectele vieții mele. Cercetează-mi Tu inima și arată-mi unde e nevoie de a face anumite schimbări și dă-mi apoi și puterea de a le face. Ajută-mă să-mi țin sufletul deschis doar către lucrurile importante din viața mea și către cele ce îmi aduc fericire, și fă ca în fiecare zi apropierea dintre mine și Tine să mă facă să îți simt clipă de clipă prezența. Ține-mă departe de lucrurile ce îmi irosesc timpul sau mă îndepărtează de Tine, și tot așa și de cei ce mă abat din drumul meu spre împlinirea vieții pe care Tu mi-o dorești. Dar peste toate, iubitorule Doamne, amintește-mi mereu că Tu m-ai făcut pentru a trăi în abundența minunilor și bucuriilor Tale și că tot ceea ce visez se poate împlini cât timp mă încred cu întreaga mea ființă în puterile Tale. Îți mulțumesc că ești prezent în toate și că lucrezi fără încetare la înfăptuirea cererilor și rugăciunilor mele, și că și astăzi mă vei binecuvânta cu bunătatea și cu mila Ta. Amin. Care se numește 100 de rugăciuni care mi-au schimbat viața.
este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi. E o carte pe care trebuie să o aveți în casă, atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă, ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni și sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului. Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți, din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!